După un timp în care alocația pentru copii a fost cel mai dezbătut subiect la nivel național, președintele UDMR a făcut o declarație care a creat intrigă între cetățeni. Acesta a propus în cadrul ședinței coaliției guvernamentale o diferențiere a alocațiilor pentru copii în funcție de veniturile familiilor. După ce s-a stabilit că alocația va crește tocmai de la începutul anului viitor, președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, dorește ca acest venit să nu fie egal pentru toți copiii. Asta guvernul a gândit așa, cred că în funcție de banii care iau la buget, dar în democrație nu ar trebui să se țină cont că cei bogați să primească mai puțin și cei... Nu e ceva rău, cred, părerea mea. Că în funcție de venituri, da, care au venituri mari, au cu ce să-i țină. Părerile mehedințenilor sunt împărțite. În timp ce unii sunt de acord cu această decizie și consideră că trebuie făcută această diferență, cei mai mulți spun că este o discriminare, iar această propunere este aberantă. Discriminare ca de obicei, la ce fac ei, fac numai lucrurile exact cum nu trebuie să le facă. UDMR a propus așa. Total greșit, mi se pare mie, din punctul meu de vedere, nu știu. Dar numai minciuni, numai lucruri pe care lumea nu le mai înțelege de niciun fel. Asta. Cu ce se deosebesc copiii unii de alții? Au aceleași drepturi, aceeași lege, consider eu, pentru toți copiii și ca atare nu văd de ce ar face... Cum e și cu vaccinul, discriminare între cei care fac și cei care nu fac. Lumea e liberă să facă ce vrea, adică cine vrea îl face, cine vrea nu îl face, după cum consideră fiecare. Ceva corect. Pentru că un copil nu contează de veniturile familiei, de necesitățile lui. Deci alocația să nu se facă discriminare în stilul acesta. Deci nu sunt de acord cu această propunere. Liderul UDMR consideră că aceasta ar fi o variantă îmbunătățită prin care să creeze un mecanism în care resursele să fie direcționate pentru cei care au nevoie. Însă realitatea este că banii vor fi aceiași pentru acești copii, doar mai puțin pentru care au o familie cu venituri mari. Oare se gândesc la copii guvernanții țării sau la ei înșiși?